La ceremonia de astăzi nu vom vorbi deci de tradiții militare, ci de ambiții și proiecte ale acestei unități, care este înscrisă în planul cadru pentru continuarea procesului de modernizare a Armatei României. În orașul în care se odihnește eroina Ecaterina Teodoroiu, propunerea dumneavoastră ca Batalionul 24 Infanterie să poarte denumirea onorifică Ecaterina Teodoroiu este o propunere firească.